Am văzut cum banii circulă direct către baronii locali. Asta îi doare pe ei. Vor să reducă, ci că este cel mai mare program de reformă administrativă. Vor să reducă 3 miliarde de lei din cheltuieli, dar vor să strângă din taxe 20 de miliarde. Specialii sunt în continuare protejați. Ar putea să reducă 12 miliarde din pensiile speciale, nu vor să se atingă de acestea. Ne zice că este în pericol PNRR-ul și de aia trebuie să crească taxele. Dar ce să vezi, în PNRR zice că trebuie să și scăpăm de pensiile speciale. Nu se atinge de acestea, menține privilegiile pentru baroni și povara tot la românul de rând va veni. Adevărul este că PSD și PNL au mărit azi taxele și impozitele românilor și micilor afaceri pentru ca să aibă bani pentru portbagaje. Au rămas după 2 ani de guvernare cu portbagajele lor goale și s-au gândit că cea mai bună sursă rapidă de îmbogățire este tot de la români. În acești 2 ani așteptăm o listă de reforme începute. Avem bani din PNRR și din alte surse pentru fonduri europene. Și cu toate acestea, PSD și PNL nu au pus pe masa noastră a parlamentarilor și nici a românilor nimic din reformele promise. De 2 ani mint că vor înlătura pensiile speciale. Nu, ele zac în continuare în Parlament și produc numai proiecte neconstituționale. Au promis spitale, au promis îmbunătățiri în școli. Toate aceste lucruri de asemenea nu sunt preocupările lor. Au tăiat finanțări de la spitale, au tăiat finanțări de la școli. Nu doar deci că nu fac, ci din potrivă mai și taie și pierd din fonduri. Astăzi aveți 3 zile de expres moțiune de cenzură. Faceți acest lucru sau nu? Important este să vrea și PNL să semneze. Degeaba depunem moțiunea de cenzură. Nu avem șanse să treacă această moțiune de cenzură decât dacă PNL se dezice de PSD. Asta trebuie să facă PNL-ul, altfel este complice la majorarea de taxe. Aici PSD și PNL doar împreună reușesc să facă acest jaf național de 30 de ani. Doar împreună ne-au adus aici unde suntem astăzi și ne îngroapă în continuare economia și veniturile românilor de rând. Doar împreună ei ne țin pe loc și România nu se dezvoltă. Deci da, dacă ar fi depus PNL astăzi o mărturie că vor să înceteze jaful, am fi depus moțiunea de cenzură. Dar cu siguranță vă face atac la Curtea Constituțională pentru că este o lege profund neconstituțională sub multe aspecte. Acest atac este fără dubiu pentru că românii trebuie să aibă măcar atât o întârziere a acestei nenorociri care le va veni pe cap. Trebuie să întârziem, USR va întârzia acest demers. Vom face această sesizare la Curtea Constituțională, iar pentru moțiune strângem în continuare semnături, numai că să-și revină în fire și PNL-ul și UDMR-ul, pentru că au obligația în fața românilor, în fața tuturor românilor, nu numai al Buzatului și alți buzați de la ei. Singurul instrument care poate să fie eficient astăzi este atacul la Curtea Constituțională. Știm foarte bine aritmetica parlamentară, chiar adunând în extremis cu câțiva peneliști semnăturile pentru o moțiune de cenzură, aceasta nu are cum să treacă. Instrumentul prin care acest atac la destructurarea economiei poate să devină realitate este atacul la Curtea Constituțională, lucru pe care îl vom face. Există temeiuri semnificative, ați văzut, ieri am transmis către presă argumentele din chiar avizul Ministerului de Justiție, care spunea în 10 de pagini motivele de neconstituționalitate. Această lege este o struță, o cămilă legislativă prin care Ciolacu își trece țara pe decizie personală, iar economia va fi atacată și va fi destructurată în mod dramatic. Aceasta este realitatea, pentru că ceea ce trebuie să știe fiecare cetățean care se uită și spune ai o dezbatere în Parlament, deciziile de astăzi vor mări fiecare preț din această țară. Toate taxele și impozitele puse pe agenții economici, puse pe sistemul financiar, toate acestea se vor duce către cetățenii. Nu cred că își imaginează cineva că prețurile vor rămâne la fel. Se va scumpi totul, de la brânză la bicicletă, toate lucrurile vor deveni mai scumpe prin aceste măsuri de stabilitate economică pe care le-a anunțat astăzi Ciolacu. Pentru că ați văzut postarea domnului Boloș, ați văzut cum recunoșteau că au ajuns la fundul sacului și cum ceea ce USR spune de 2 ani și jumătate a devenit o realitate. Și Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană ne spun acest tip de guvernare în care cheltuielile statului se duc la cer și se speră că se poate trăi pe buzunarul cetățeanului, nu mai poate să funcționeze. Aici suntem astăzi.